Orhideea este considerată un simbol al frumuseții și feminității. În multe culturi se consideră că planta aduce fericirea și bunăstarea în casă. Nu e de mirare că orhideea este una dintre cele mai apreciate flori din lume, dar pe cât este de frumoasă, pe atât este de prețioasă. Nu orice gospodar este în stare să o stăpânească. Ca să te bucuri de florile îmbietoare ale acestei plante, vei avea nevoie de puțină răbdare și un pic de îndemânare. Primul lucru de care trebuie să ții cont este temperatura camerei. Orhideea adoră căldura și nu tolerează frigul. Temperatura optimă necesară ca planta să se dezvolte normal este cuprinsă între 18 și 28 de grade Celsius. De asemenea, se recomandă ca în timpul zilei temperatura aerului să fie cu aproximativ 5 grade mai mare decât în timpul nopții. Ca orhideea să se simtă bine în casă, ea trebuie să fie ferită de expunerea directă la soare. Frunzele de orhidee sunt foarte sensibile iar razele solare le pot deteriora. În consecință, procesele metabolice ale plantei vor fi tulburate și probabilitatea ca aceasta să înflorească se va reduce la zero. Prin urmare, planta nu trebuie amplasată în partea de sud a camerei. Cât de des trebuie udată, unii oameni consideră că este mai bine să udăm planta o dată în plus decât să o udăm prea rar. Această abordare este greșită, deoarece excesul de umiditate duce la degradarea sistemului radicular al plantei. Rădăcinile putrezesc, iar frunzele devin moi și lipsite de vlagă. Planta trebuie udată o dată la șapte zile în timpul verii și de două-trei ori pe lună în timpul iernii. Dacă observ că frunzele inferioare se ofilez la capete sau se lasă în jos ca urechile unui iepuraș, înseamnă că planta are nevoie de mai multă apă, iar dacă frunzele sunt moi și încep să putrezească, înseamnă că o prea des. Orhideea poate fi udată prin metoda tradițională, turnând apă în ghiveci și alimentând rădăcinile inferioare ale acesteia, dar pentru un plus de eficiență poți să construiești un ghiveci special cu găuri care poate fi montat în interiorul unui ghiveci cu apă. O astfel de construcție imită la maxim condițiile naturale de dezvoltare a plantei și alimentează întregul sistem radicular al orhideei. În loc de udarea obișnuită, este suficient să pui ghiveciul în recipientul cu apă timp de o oră jumătate. La discreția ta poți adăuga în apă îngrășăminte, minerale sau substanțe fertilizatoare. Din câte poți observa, nu ai nevoie de studii în botanică pentru a avea grijă de o orhidee. Totul depinde de răbdarea și de determinarea ta. Respectând aceste condiții, floarea ta preferată va înflori abundent și îți va face viața mai bună, relatează euștiu.com.